Avem în desfășurare lucrările ședinței ordinare telefonic a Consiliului Local Scorțeni din data 27.1.2022, drept pentru care, așa cum ați fost convocați în ședința de ordinară din data de 11 ianuarie 2022, din consultarea comisiei de prezență, va rezulta componența Consiliului Local din cei 13 care vor răspunde prezenți la solicitările care le-am făcut prin ordinea de zi. Domnilor consilieri, având în vedere prevederile 139, articolul 434, din 1.57.3.7.2009, prin codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă prezint următoarele proiecte. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni din data din 17.12 și respectiv 23.12.2021. Procese verbale care sunt prezentate de Daniel Vasile, secretar general al Comunei Scorțeni, conform codului administrativ, așa cum am menționat, 57 din 2019. La articolul 2 vom avea proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Comunei Scorțeni, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Este un proiect pe care l-am inițiat având în vedere avizul favorabil acordat din Inspectoratul Județean Școlar Bacău. Inițiator este domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul numărul 3, avem proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de lucrări de interes local la Comuna Scorțeni pentru anul 2022. Beneficiare sunt cei din legea 416/2021. Inițiator este doamna Ceaușu Narcisa, viceprimar al Comunei Scorțeni, care a depus toate diligențele în vederea promovării acestui proiect de hotărâre. Articolul numărul 4. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și a programului anual de achiziții publice pentru anul 2022, proiect care este inițiat de domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin, prin organul de specialitate de la achiziții publice. La articolul numărul 5, avem proiect de hotărâre privind aprobarea de contări contravalorii călătorii pe mijloace de transport ale persoanelor didactice și nedidactice auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna decembrie 2021. Așa cum am menționat, deci inițiator la aceste proiecte este domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 6 avem proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 4/2021, așa cum prevede legislația ANFP-ului și ANAF-ului și a Trezoreriei Muinești. Inițiator este domnul Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 7 avem un proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al Comunei Scorțeni, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Scorțeni numărul 3, respectiv din martie, așa, 2012, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general de expirare a termenului de valabilitate. La menționările care vor fi discuții, interpelări și alte discuții care sunt la nivelul Consiliului Local, la care domnul primar va răspunde la solicitările acestea. Domnule președinte, vă înaintez documentația care este privitor la această situație, cum îi spun eu, a ședinței ordinare din data de 27 ianuarie 2022, deoarece tot am așteptat, dumneavoastră știți foarte bine, că ați lucrat cu noi și nu s-a prezentat deocamdată, nu a ajuns la noi
problemele de buget. Drept pentru care, în ședința de astăzi, vom discuta proiectele de ședință pe care le-am prezentat, urmând ca după primirea toate, cum știu, din toate situațiile financiare, la începutul lunii februarie, ce am primit la 1 ianuarie până la 31 ianuarie 2022, să continuăm pentru perioada de rezolvare a aprobarea bugetului. Până atunci, considerăm că trebuie să punem în dezbatere spre aprobare a domnilor consilieri locali. Domnule președinte, încă o dată, îmi cer scuze că am mai făcut o mențiune, drept urmare, urmează să începem ședința conform procedurilor legale. Mulțumesc, domnul secretar, domnilor consilieri, sunt Pacău Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. Drept urmare, vom apela telefonic fiecare consilier în parte pentru a-și exprima votul în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Apelăm pe domnul Ondo. Apelăm pe domnul Ondo Adrian. Alo, bună ziua, domnul Ondu. Sunt Pacău Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. V-am sunat în legătură cu ședința din data de astăzi și să vă întreb dacă ați luat cunoștință la proiectele din ordinea de zi. Mulțumesc. Am să dau citire fiecărui articol și dumneavoastră să-mi confirmați dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu ce este scris în fiecare proiect. Da. Da? Articolul 1, aprobarea procesului verbal. Domnul președinte, mă scuzați. Dacă este de acord cu ordinea de zi. Este de acord cu ordinea de zi, a zis. Bun, nu te concernez în procesul verbal. Da. Deci reiau articolul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei din data de 17.12.2021 și 23.12.2021. Dacă aveți întrebări, probleme pe marginea acestui articol... Deci sunteți de acord, mulțumesc frumos. Vom trece la articolul numărul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Comunei Scorțeni a județului Bacău pentru anul școlar 2022-2023. Dacă aveți discuții, probleme, ceva de menționat? Ok, s-a consemnat. Vom trece la articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna Scorțeni pentru anul 2022 privind beneficiarii legii 416 din 2001. Am uitat să prezint și inițiatorii proiectului la cele dinainte. Aici este inițiator doamna viceprimar Ceaușu Narcisa. Da. La noi aici, de la Adrian Aldoca, pot paralel cu ulița care duce la mare, plus după asfalt la mare. Cum s-a zis în proiectul ăsta? Am înțeles, o să vă răspund domnul secretar Danilă. Domnul consilier, secretarul sunt. Am rugăminte. Pentru ședința următoare, faceți niște completări. Exact. Da. Faceți niște note, le aduceți la mine, o să facem completarea la hotărârea Consiliului Local privind punctul 3, da? Și chiar vă rog să le consemnăm, să le punem în dezbratere la ședința următoare, da? Am înțeles, deci puteți să ne acord cu proiectul, dar trebuie completat ca să facem să nu avem probleme cu inundații din sat.
Da, așa cum v-am menționat, deci eu vreau să spun că întrebi o hârtiuță, cum zic eu, o sesizare de completare și atunci le rezolvăm că suntem în... am lucrat cu primarul destul de bine la asta și oficial, poate dacă nu sunt prinsi acolo, putem să le și executăm, dar erau bine de prins. Le facem o completare la HCL-ul de azi, luna viitoare, să le-o rezolva. Am înțeles, da, bine. Trecem la articolul 4, domnul Mândur. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și programului anual de achiziții publice pentru anul 2022. Da, eu sunt de acord, cum am citit asta, sunt de acord cu strategia, a venit exact în ianuarie cum trebuie să vină, când erau probleme pe baza acestui proiect de partea consilierilor, da, sunt de acord cu... Am înțeles, am și consemnat. Articolul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și nedidactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna decembrie 2021. Am înțeles, am consemnat. Articolul 6, proiect de hotărâre privind execuția bugetară, cheltuieli pe trimestrul 4, anul 2021. Da, am citit, am văzut cheltuielile, cred că și în contabilitate se cumpăr exact una cu alta, sunt de acord cu... Ok, am consemnat. Articolul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al Comunei Scorțeni, județul Bacău, aprobat prin HCL-ul Comunei Scorțeni, numărul 3 din data 26.1.2012, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, înainte de expirarea termenului de valabilitate. Asta se referă la PUC, dacă nu mă... Da. Ok, am consemnat. Da. La 8 am avea interpelări, declarații politice și tot aici a venit de la domnul primar, se dorește modificarea regulamentului de cetățean de onoare. E conform cererii. Da, este o cerere la domnul, prin care doamna Mariana Xenia, în calitate de cetățean de onoare, dorește să propunem scutirea de impozit în ceea ce privește clădirea, mașina și intravilanul, deci exclus salubritatea care nu se exclude, conform hotărârii Consiliului Local 99 din 12.12.2019. Exact. Rămâne să discutăm data viitoare, sunteți de acord? Nu, e un pericol, nu e consiliu. Adică sunt cele beneficii pe care le poate avea un cetățean de onoare a unei localități, eu sunt de acord. Da, deci acum... Deci se poate promova un proiect de hotărâre. Deci putem promova un proiect de hotărâre privind această scutire, da? Doar... Decretar știe de legalitate și de tot ce... Da, dar numai consilierii să fie de acord. Da, trebuie întrebați toți consilierii să vedem dacă sunt de acord, da? Ok. Doi cetățeni de onoare pe comună. E unul murit? Unul care deja a fost. Da. Dacă mai aveți ceva de adăugat la punctul numărul 8? Da, rugămintea mea. Spuneți, vă rog. Da, pentru domnul primar. Va veni bugetul. A fost postat, a fost pus pe funcționare de un candidat. Deci a venit, a venit. Să ne întâlnim și în fizic, să discutăm o leagă și noi, să vedem viziunea primarului, să vedem necesitățile care sunt. Eu că o să ne trebuiască mulți bani pentru proiectele demarate, asfaltarea și apa, dar să mai prindem și lucrările care le-am lăsat în urmă. Și rugămintea mea ar fi de să ne întâlnim fizic la acea ședință.
Da. Din ce am discutat cu domnul primar zilele trecute, am venit la primărie, am înțeles că și dânsul vrea acest lucru. Sperăm să se și poată realiza legal. Da, și mie. Și îl las pe domnul secretar să adauge, nu știu ce vrea să adauge. Domnul consilier, eu sunt cumva forțat de lege să duc documentațiile la Consiliul Județean, la prefectură. Din discuțiile care le-am avut, discuții, nu pot să spun cu certitudine, s-ar părea că luni, 31, vor avea discuțiile astea cu bugetul de la Consiliul Județean, nici n-am discutat cu domnul primar că suntem prinși cu atâtea probleme pe aceea și cu situațiile de război și mai avem noi de raportat. S-ar părea că luni va avea ședința Consiliul Județean privitor la repartizarea sumelor de buget. Și atunci și domnul primar a zis, domne, trebuie să discut cu toți consilierii și să rezolvăm problema cu prioritățile din comună. Scurt, atâta știu, atâta vă spun. Adică, cred că e și cazul. 1 februarie, deja lunii 31, marți 1. Zic eu că... Da, de asta vreau să vă spun din informații care le-am din sursă de la Consiliul Județean. N-a discutat domn primar. Domn primar e prins acum niște discuții cu situațiile astea care sunt pe... Nu mai spun, că n-are rost să spun pe post. Problema este că avem de rezolvat problemele cu raportările pe situații de război, cu ce vin de la noi la instituții să lămurim situațiile care ni se cer. Când începe, când nu începe, noi trebuie să raportăm. Deci asta vreau să vă spun că după ce se va aproba, mă auziți? Așa, după ceea ce vreau să vă spun este după ce am aflat ieri, deci rămâne să le transmită, nu știu, depune în dezbatere publică, nu mai știu procedurile, că nu ne pune de cap situațiile astea acum care sunt. Și atunci, când domnul primar a zis și chiar am discutat cu domnul președinte, domnul Palcău, că domnule, ne găsim tetate să discutăm problema de buget. Acum numai să vină, că nu veni, Dumnezeu mai știe. Da, domnul consilier, asta vreau să menționez din sursele care le-am găsit ieri în prefectură și la Consiliul Județean. Deci, domnule, luni va fi, dar nu are cum să mai duc în februarie, din moment ce, zic eu, cu oamenii ăștia la guvern sunt serioși și fac treburile care sunt ok. Da, mulțumesc. Bine, vă mulțumesc, domnul Ozuș, vă doresc o zi bună să aveți. Am consemnat aici cererile pe care le aveți, cu rugămintea să veniți dumneavoastră cu hârtia privind acțiunile care le-ați vrut întreprinse de către doamna viceprimar și beneficiarii legii 416. Completăm, da? Completăm, da. Bine, mulțumesc, o zi bună să aveți. Sănătate! Urmează să-l apelăm pe domnul Cernat Bebi. Prin prefectură, prin cuvânt, nu știi nimic. Stai aici, nu vă las. Bună ziua, domnul Cernat. Bună ziua. Sunt Palcău Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. V-am sunat în legătură cu ordinea de zi. Ați luat la cunoștință ordinea de zi? Da. Sunteți de acord cu ea? Da. Bine, vă mulțumesc. Voi trece în revistă fiecare articol din ordinea de zi și dumneavoastră să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu proiectul respectiv sau dacă nu, dacă aveți discuții, probleme. Da? Articolul 1 stipulează astfel: aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei din data de 17.12.2021 și 23.12.2021. Sunteți de acord? Da. Bine, am consemnat, mulțumesc. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Comunei Scorțeni, județul Bacău, pentru anul 2022-2023. Da. Sunteți de acord, da? Da. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna Scorțeni pentru anul 2022, privind beneficiarii legii 416 din 2001, inițiator doamna viceprimar Ceaușu Narcisa. Da. Sunteți de acord? Da. Mulțumesc. Articolul 4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și programului anual de achiziții publice pentru anul 2022. Inițiator, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. Da, da. Sunteți de acord, am consemnat. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și nedidactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna decembrie 2021. Da, da, am consemnat. Articolul 6. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară, cheltuieli pe trimestrul 4, anul 2021. Am consemnat. Articolul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al Comunei Scorțeni, județul Bacău, aprobat prin hotărâre de Consiliul Local al Comunei din data numărul 3 din data 26-12-2022. Deci acest plan urbanistic se va prelungi până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, înainte de expirarea termenului de valabilitate. Sunteți de acord? Am consemnat. La articolul 8 mai avem o problemă, o cerere care ne-ar ruga pe noi Consiliul să modificăm regulamentul de cetățean de onoare privind reducerea unor facilități și scutirea de la impozit a cetățenilor de onoare din Comuna Scorțeni. Trebuie să vă întreb dacă sunteți de acord. Bine, este o hotărâre de Consiliul Local 99 din 12-12-2019. Acum trebuie să vedem dacă toți consilierii sunt de acord cu aceasta, încât beneficiarii să și beneficieze efectiv de această scutire, nu doar pe hârtie. O să faci un proiect de hotărâre. O să se facă un proiect de hotărâre. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu modificarea acestui regulament. Da, domnule. Da. Mulțumesc. Dacă aveți probleme, interpelări, cereri... Bine, atunci vă mulțumesc frumos. Vă doresc o zi bună. Sănătate, mă bine. Doamne ajută, sănătate. Franț, Daniel. Franț? Da. Alo, bună ziua, domnul Franț. Bună ziua, sunt Pacău Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. V-am sunat în legătură cu ședința din această dată. Vă întreb dacă ați luat cunoștință despre ordinea de zi. Da, am luat cunoștință. Sunteți de acord? Ok. Deci, am terminat scurt, ar mai fi la punctul 8, a apărut acum, ceva ce ar viza modificarea regulamentului de cetățean de onoare, încât acest cetățean de onoare să beneficieze efectiv de reducerile stabilite printr-o hotărâre de Consiliu Local din 12-12-2019. Deci va trebui făcut un proiect de lege, dar noi trebuie să consultăm fiecare consilier să vedem dacă e de acord. Da? Bine, mulțumesc frumos și o zi bună vă doresc. Metate! Asta Omer Sani. Dar cu cititul omul, ce să-i faci, domne, da? Și asta merge la fel. Da? Da. Ești vibros, nu știu, nici o studiat atâta. Și să înțeleg că înainte la cip faci un rozariu ceva, nu? Că nu, dar o să trei ore aici. Să... cititul omul, treaba lui. Corect, da. Alo? Alo? Bună ziua, domnul Rotariu, sunt Pacău Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. V-am sunat în legătură cu ordinea de zi a acestei ședințe. Ați consultat-o? Sunteți de acord? Sunt de acord cu ordinea de zi, votez pentru la toate proiectele. Bine, mulțumesc frumos. Ar mai fi și un proiect 8 apărut recent. Nu este un proiect, este o cerere privind modificarea regulamentului de cetățean de onoare. Este o hotărâre de Consiliu din hotărâre de Consiliu 99 din 12-12-2019, astfel încât cetățenii de onoare să beneficieze efectiv de o scutire de impozit pe clădire, mașină și intravilan, da? Deci fără salubritate. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu această modificare, ulterior să vină un proiect de lege prin care efectiv să... În ce procent se acordă scutirea? 100%. Intravilan,
Mai este doar unul. Au fost doi, unul a decedat, este doar unul. Doamna Mariana Xenia. Deci pentru. Mulțumesc frumos. O zi bună să aveți. La revedere, numai bine. Deci ăștia-i toți, da. Da, bun, mă rog, cineva. Domnul, în ordine alfabetică, acum? Nu, lobby doamna Ceaușu, care din... Doamna Ceaușu, înainte de ședință, trecem așa, înainte de ședință, ședință, și-a scrivat, primat cu votul, votul pentru, da? Toate proiectele de hotărâre. Consemnează, deci consemnat, da. Fapt, semnat și de președintele de ședință. Deci, domnule președinte... Se acord, am fost contactat de doamna Ceaușu, mi-a explicat problema, da. A zis că exprimat votul pozitiv. Pentru. Așa. Articolul 6, cine urmează? Doamna... Alo? Alo, se rămâna doamna Avram, sunt Paco Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. V-am sunat în legătură cu ordinea de zi a ședinței din această dată. Ați consultat-o? Sunteți de acord? Da, sunt de acord. Mulțumesc frumos. Am să dau citire fiecărui articol, să-mi spuneți dacă sunteți de acord sau nu, sau alte probleme dacă aveți. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei din data de 17.12. și 23.12.2021. Aveți probleme? Sunteți de acord? Mulțumesc frumos. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Comunei Scorțenia, județul Bacău, privind anul școlar 2022-2023. Da, sunt de acord. Mulțumesc. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna Scorțeni pentru anul 2022, privind beneficiarii legii 416 din 2001, inițiator Ceaușu Narcisa, viceprimar. Da, sunt de acord. Am consemnat. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și programului anual de achiziții publice pentru anul 2022. Da, sunt de acord. Am consemnat. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și nedidactic auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna decembrie 2021. Am consemnat. Articolul 6. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară în ceea ce privește cheltuieli pe trimestrul 4, anul 2021. Am consemnat. Articolul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al Comunei Scorțeni, aprobat prin hotărâri de Consiliul Local al Comunei Scorțeni numărul 3 din 26.1.2012, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, înainte de expirarea termenului de valabilitate acestuia în funcțiune. Sunteți de acord să prelungim? Da. Am consemnat. La articolul 8 a intervenit o cerere, vă dau citire, în ceea ce privește modificarea regulamentului de cetățean de onoare, adică să acest cetățean de onoare să beneficieze de o scutire de impozit pe clădire, pe mașină și pe intravilan. O scutire în procent de 100%. Nu, doar dacă sunteți de acord, va veni luna viitoare un proiect de hotărâre pe această temă, doar dacă sunteți de acord cu modificarea acestui regulament, astfel încât cetățenii de onoare să beneficieze efectiv de aceste scutiri de impozit. Da, sunt de acord. Da, deci sunteți de acord. Mulțumesc frumos. Sănătate. Sănătate, zi bună. Bețatoni. Cine mai era aici? Nu, Bieța. Spuneți. Dă-l pe doamna Tamara. O lasă-l în ordine.
Nu, nu, dar vă zic că să luăm... Ok, da, Tamara și mai cum? Mă citesc, unul de familie, să nu... Dar nu, COVID-ul l-a dat mapa și... Alo? Alo? Bună ziua, aș dori cu doamna Ogirescu Tamara? Poftim? Aș dori cu doamna Ogirescu Tamara, sunt Palcau Adrian, președintele de ședință din data de... Am greșit? V-am apelat? Am apelat greșit? Nu. Eu sunt soțul lui Tamara. Ne scuzăm, o să apelăm pe doamna Tamara. E la școală. O apelăm pe dânsa. Bine, mulțumim, o zi bună. Am prea mulți consilieri, mă girescu. Da. Să mai întâmplă ce este. Mă girescu, mă lac, mă girescu. Mai e doamna Tamara. Alo, se aduna doamna Ogirescu? Da. Sunt Palcau Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. V-am sunat în legătură cu ordinea de zi. Sunteți de acord cu ea? Da, 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 sunt de acord cu ordinea de zi. Mulțumesc frumos. Am studiat proiectul de hotărâri, proiectul de hotărâri. Da. În principiu sunt de acord cu toate. Da, deci sunt... Da. Sunt îndeplinească și cele din articolul 416 sau care este cu cei de ajutorul social, ca aceea am un contact pe drum și sunt o hârtie și acolo. Sunt mai mult. Doamna consilier, îmi permiteți să intervin? Da, bineînțeles. Secretarul sunt. Chiar discutam și cu domnul președinte și cu ceilalți consilieri înaintea dumneavoastră. Vreau să vă spun, orice amendament, orice problemă care o considerați că trebuie completat, vă rog frumos să faceți o notă către primărie prin care considerați că trebuie completate toate cele obligații care sunt cei de la paste 16. Da, dar poate mai aveți alte probleme care la nivel local le considerați că ar trebui supuse spre... Nu rezolvă tot ce trecut acolo, este foarte bine. Da, ei, dacă mai aveți ceva completări, vă așteptăm la doamna viceprimar și atunci ne completăm la ședința următoare, da? Ce este proiectele din următoare? Atunci foarte bine. Problema că nu se rezolvă niciodată. Ei, în totalitate nici Dumnezeu nu a făcut omul perfect. Mare domnul președinte, să vă mai spună ceva. Vine o ploaie, o luăm al altru. Trebuie iarăși altul pus. Și tot așa mai departe. Eu sunt de acord, sunt la toate punctele. Mare domnul președinte, dar să vă mai spună ceva, doamna consilier. Poate? Mai am un punct. În ceea ce privește modificarea regulamentului de cetățean de onoare, astfel încât acești cetățeni să beneficieze efectiv de scutire de impozit pe clădire, mașină și pe intravilan, doar dacă sunteți de acord cu modificarea acestei hotărâri, astfel încât să facem un proiect în care deci acești beneficiari efectiv să beneficieze. Da, da. Ok, vă mulțumesc frumos. Da, da. O zi bună, vă doresc sănătate, numai bine. Rămâna. Pe cine mai avem acum? Domn Parcă e la noi. Cobuz. Da, cu doamna. Nu, doamna Cobuz, că ea e cea. 8. Atâta am încurcat până nu mai știu care am zis. Nu, da, să vorbim. Nu avem mai situația. Domnul președinte are situația de situație. Doamna Cobuz. Lidia. Alo, se răduna doamna Cobuz? Bună ziua, da! Sunt Palcau Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. V-am sunat în legătură cu ordinea de zi. Ați studiat-o? Sunteți de acord? Da! Bine, mulțumesc frumos! Voi trece la citirea fiecărui articol să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu aceste proiecte sau dacă nu, dacă aveți probleme, cereri. Nu. Deci... Procesul verbal
Da? Este cu... Organizarea rețelei școlare. Da. Sunteți de acord? Proiectul 3, planul de acțiuni și lucrări de interes local cu beneficiarii legii 416 din 2001. Da. Sunteți de acord? Mulțumesc, am consemnat. Articolul 4, privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și programul de achiziții publice pentru anul 2022. Da, păi bugetul deja? Nu, doar planul de achiziții. Bugetul a zis domnul secretar că încă n-a venit. Da. Articolul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării călătoriei pe mijloacele de transport. Da. Sunteți de acord? Da. Articolul 6, privind execuția bugetară, cheltuieli pe trimestrul 4-2021. Da, fi deja făcut. Da? Da, și asta, ce este planul de achiziții să se precizeze pentru... aibă în vedere primăria achiziționarea unei centrale 380 pentru... Împins în buget, ți-am discutat ieri. Da, da. V-a răspuns domnul secretar, da? Ați auzit? Da. Da, era discuția, că am fost cu domnul președinte ieri, să discutam cu domnul primar și trebuie prins neapărat când vine fila de buget, că deocamdată... Dar o zic chestii trecut. Nu am noi o mare investiție, din câteva mii de lei. Dar să vină, doamna Cobos, doamna consilier. Eu ce-am discutat cu domnul Parcău ieri la domnul, domnule, să vină banul că acolo sunteți prins, am înțeles, în proiect. Trebuie să fie prins la planul și am înțeles că este prins, domnul Parcău era de față, domnule, când apare bugetul, zice, cu școala, chiar o zis, o spus, am treabă cu școala, că avem copii, na, așa este. Da. Domnul președinte, vă mai... Mai am articolul 7, proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general, deci sunteți de acord, da? Și ar mai fi o cerere la punctul 8, a doamnei Mariana Xenia, privind modificarea regulamentului de cetățean de onoare, astfel încât acest cetățean de onoare să beneficieze efectiv de scutirea de impozit pe clădire, mașină și teren intravilan. Nu era prins în regulament. Nu era prins în regulament, era o hotărâre de Consiliul Local din o hotărâre 99 din 12-12-2019. S-o punem spre aprobare. Punem spre aprobare, facem un proiect pentru ședința următoare, dacă sunteți de acord. Dacă sunteți de acord, ca, da? Da. Bine, vă mulțumesc frumos. Dacă mai aveți probleme, interpelări, mulțumesc, o zi bună, vă doresc. Să rămână, doamnă, să fii sănătoasă! Ce să fii sănătoasă! O poți. Ei, nu vă zice primara, nu vrea cu ea. Ce avem aici, doamna? Domnul Beța. Ce avem aici, nouă? Nu mai știu eu. Acum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da. Undu, Cernat, Franț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, e Cipcăianuț. Cipcăianuț. Alo, bună ziua, domnul Cipcă. Bună ziua. Sunt Parcău Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. V-am sunat în legătură cu ordinea de zi. Ați consultat-o? Sunteți de acord? Da. Da, mulțumesc. Voi trece la fiecare articol să vedem dacă sunteți de acord, nu sunteți de acord. Okay. Articolul 1. Dar vreau să știu cine face parte, cine participă la ședință. Doar eu și domnul secretar. Atât. Da. Ok. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni din data de 17.12 și 23.12.2021. Sunteți de acord? Mulțumesc că am consemnat. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Comunei Scorțeni, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Sunteți de acord? Mulțumesc. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și interes local în Comuna Scorțeni pentru anul 2022, în ceea ce privește beneficiarii legii 416 din 2001. Sunt de acord. Sunteți de acord, mulțumesc. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și a programului de achiziții publice pentru anul 2022.
din păcate nu pot să, eu nu pot să vă răspund. Dar cu cea mai mare plăcere puteți să le pune și o să le transmitem domnului primar sau domnului care răspunde de achizițiile publice. Am fost, am discutat și eu înainte de ședință când am luat naba. Am înțeles. Dar între timp am mai găsit câte ceva de întrebat. Să zicem că tot asta sunt de acord. Pentru orice alte lămuriri, vă rog să veniți la sediul primăriei. Da, știți prea bine procedura. Luați legătura cu domnul primar, cu domnul de la Ghițe, de la achiziții și ei vă vor răspunde. Deci, în principiu, sunteți de acord cu articolul 4, da? Da. În principiu, în totalitate. Mulțumesc frumos. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării călătoriei contravalorii pe mijloacele de transport a personalului didactic și nedidactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna decembrie 2021. Sunt de acord. Mulțumesc că am consemnat. Articolul 6. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară, cheltuieli pe trimestrul 4 2021. Sunt de acord. Am consemnat. Articolul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al Comunei Scorțeni, aprobat prin hotărâre de Consiliul Local al Comunei numărul 3 din data de 26.1.2012 până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general și înainte de expirarea celui actual. Sunteți de acord cu această prelungire? Am notat. Ar mai fi un punct, o cerere a doamnei Mariana Xenia, care este cetățeanul de onoare al Comunei Scorțeni, privind modificarea regulamentului în ceea ce privește ca acești cetățeni de onoare să beneficieze efectiv de scutire de impozit pe clădire, mașină și intravilan, exclus salubritate, că aceasta nu intră la reducere. Sunteți de acord cu modificarea acestui regulament pentru a face un proiect? Aici mă abțin. Vă abțineți? Mulțumesc. Și acum, dacă aveți probleme, interpelări, vă ascult. Da, aș vrea ca pe viitor, da. Eu vă zic că de la începutul anului, prima ședință care se virtuează, începând de la următoarea ședință, dacă nu există, puteți să faceți și ca un proiect de hotărâre, o să vreau să fac și eu fai ceva acesta. Persoana care, de exemplu, pe achiziții publice, da, azi trebuia să fie acolo prezent. Am înțeles. La achiziții publice, doamna contabil, dacă persoanele respective nu sunt, eu mă voi abține. Ok, am înțeles. Și aș vrea ca această propunere să fie supusă la vot la următoarea ședință, indiferent că e de îndată, așa, să fie supusă la vot. Ok. Către toți consilieri. Se consemnează, da. Domnul consilier Cipcă, secretarul sunt. Eu nu am discutat cu dumneavoastră problemele alea și chiar am discutat și cu domnul Palcău și să vedem ce facem. Chiar vă rog să inițiați, poate găsim și un sprijin la comunele limitrofe, da? Să vedem ce facem cu ce mi-a zis dumneavoastră, chiar că e strigător la cer, privitor la încălcarea proprietății publice cu ceea ce am discutat. Și chiar vă rog să veniți cu... eu știu cum referat, cu consemnare, să vedem cum ne putem lega, să ducem până la capăt situația care este în Florești cu mașinile care n-au niciun Dumnezeu, nici cu proprietatea privată a comunei, nici publică. Deci, dar chiar vă rog, uite, chiar discutam cu domnul Palcău și ieri, am discutat și dimineață, haideți să găsim o soluție, să facem o chestie și să cerem sprijin eventual la, eu știu, la... Consiliul Județean, deci îmi trebuie o referat de pornire, pentru că vă dați seama, noi suntem aia care primim adresele și trebuie împreună cu primarul și consilierii să demarăm acțiunii, să vedem unii găsim o soluție de a rezolva această situație care mi-a zis-o și nu este prima dată. Problema e în felul următor. Această problemă a fost pusă și de către mine și de către domnul Parcău de foarte multe ori ședința Consiliului Local, două de acum de anul acesta, începând de acum 5-6 ani. Problema e în felul următor, dacă din partea primăriei nu se duce un reprezentant, reprezentantul fiind domnul primar, dar când se duce acolo să aibă și autoritatea cu el, da? Adică autoritate mă refer, să ducă foarte decis în ceea ce vorbește acolo. Dacă dumneavoastră nu faceți un referat de consemnare, de aducere la cunoștință, m-a ascultat un pic, de ce v-am ascultat pe dumneavoastră? Deci faceți un referat împreună cu cetățenii, dumneavoastră sunteți consilier local pe respectiva zonă. Eu vă spun din punct de vedere legal,
respectând situația concretă la fața locului. După care vor lua măsuri, vor cere sprijinul la autoritățile Consiliului Județean, care răspunde județ, prefectul n-a nicio treabă, că el este reprezentantul guvernului teritoriu. Haideți să găsim o soluție. Eu vă sprijin, așa cum v-a spus și el, vă sprijin toate demersul dumneavoastră să rezolvăm treaba. Dar mai primarul, primăria, consilierii, hotărăsc să pună piatră, să vină ăla cu, cum se cheamă, domnul președinte, mașini grele, care nu mai intră niciunul, nici cu căruța, nici cu bicicleta, nici cu nimic. Permiteți să vă spun cum văd eu rezolvarea acestei situații? Domnul Cipcă, trebuie făcut un proiect de hotărâre prin care să fie interzisă staționarea mijloacelor de transport peste un anumit tonaj pe proprietatea publică a comunei Scorțeni. Altfel, nici domnul primar, nici domnul polițist local nu vor avea la îndemână instrumentele necesare pentru a sancționa pe cei care efectiv încalcă această proprietate. Deci, ideea este că trebuie făcut un proiect de lege. Altfel nu, degeaba, eu zic eu, degeaba se duce domnul primar, degeaba se duce domnul polițist, n-au un temei legal în care să-i amendeze, să-i sancționeze, să le impună ceva. Trebuie făcut de noi, Consiliul, un proiect propus spre aprobare și dacă se aprobă prin Consiliul Local, atunci vor avea și ei la îndemână pârghiile necesare pentru această problemă. Asta am vrut să vă spun, erați la o altă discuție, domnul secretar a sărit, spuneți-mi în legătură cu alte probleme pe care le mai aveți. Ar mai fi comisia de recepție, bunesc, nu vă recepție, 100% sigur că nimeni din Consiliul Local, sau, nu știu, poate 50-60% din consilier, nu știu cine face parte din comisia de recepție. Comisia de recepție la ce lucrări? Comisia de recepție a lucrărilor. Deci este o comisie de recepție pe toate lucrările, mă scuzați? Nu. Deci este o comisie de recepție pe toate lucrările sau pe fiecare lucrare în parte? Este o comisie de recepție pe tot ce se recepționează, schimbare de becuri, lucrări... Nu, compartimente. Nu, se vin la noi, la primărie, și o rezolvăm. Domnul secretar zice că nu este. Tot așa, rugămintea de a veni la primărie și a rezolva... Nu știu ce să vă răspund, că nu știu. Comisia de recepție, cu ceva ani în urmă, era formată în 3 consilieri plus ceva reprezentat din partea primăriei. O să facem în comisie, dacă e nevoie, verificați. Să schimbe comisia, adică să pună din mai multe persoane de la noi. Nu știam cine face și cum face parte și a deschis treaba. Eu aș vrea, pentru că foarte mulți cetățeni m-au întrebat cine, nu știu, s-au schimbat biecurile la alte persoane, nu s-a schimbat și-o lor, dar cine recepționează lucrări? Domnule, chiar nu știu, uite, spațiile așa, nu știu. Vigil primarul știe mai bine. Viitor să fie această comisie, Tot așa am să vă rog să veniți, dacă se poate, printr-un proiect de hotărâre, de asta vă rog, într-un temei legal. Așa, dacă vorbim, rămâne vorbit. Deci, dacă inițiați un proiect, veți avea probabil sprijinul celorlalți consilieri. Deci, rămâne, consemnez că veți iniția un proiect pe această temă? Da. Ok. Ok. Alte probleme, vă rog? Momentan, cam atât. Mulțumesc frumos pentru timpul acordat și vă doresc o zi bună. Sănătate, numai bine! Sănătate! Faraon. Faraon sau faraon? Faraon. Faraon. Adică e tot în comun. Adică acolo. Da. Bun, am discutat ăștia. Eu te susțin orice chestie, numai că suntem ilegal, că n-am... Nu fac pentru mine aici. Bună ziua, se rădumea doamna Faraon. Sunt Pastor Adrian, președintele de ședință din data de 27.01.2022. V-am sunat în legătură cu ordinea de zi. Ați citit-o, sunteți de acord? Da, sunt de acord. Deci sunteți de acord cu ordinea de zi, am consemnat. Voi trece la citirea fiecărui articol, să-mi spuneți dacă sunteți de acord, dacă nu, dacă vă abțineți. Da, știu despre ce este vorba, sunt de acord cu toate. Cu toate, deci. Așa. Domnul secretar? Rămâna, doamnă! Bună ziua! Ar vrea să știu care este motivul pentru care nu putem să ne întâlnim Noi am așteptat, chiar discutam, secretarul sunt, am discutat cu domnul primar și cu domnul președinte de ședință. Da. Și având în vedere conjuncturile care sunt, noi, să domnul Parcău știe, că așteptam să apară bugetul până luni. Am așteptat. Da. N-a fost.
Ei, dacă am înțeles ieri că au fost în prefectură și am avut de depus niște acte, în care, din sursele care m-au zis, domnule, luni va avea aprobarea la Consiliul Județean a bugetului. Ca atare, când va fi bugetul, chiar discutam și domnul președinte Ștean, stau cu domnul primar, domnule, merge să discutăm bugetul față în față. Dar, da, dar dacă nu avem, mai erau problemele astea și uitați-vă dumneavoastră ce friguri au fost și ce-o mai fost. Deci domnul președinte înțeles situația. Când apare, tot așa, să vedem când apare bugetul, vi-l transmitem din vreme pe comisie și la consilier prin invitație, în care să se hotărască față în față. Asta am discutat și cu domnul primar și cu domnul președinte. Că acolo vor fi probleme discutate, că vine primarul care este ordonat de credit, va veni doamna contabilă care are primit banii care sunt și o domnule, hai să o facem acum, că e final, e final, sunt niște proiecte care le-ați văzut dumneavoastră și ca atare luna, care? Luna viitoare e marți, începe 1 februarie și de-abia atunci înțelegem să ne găsim față în față, poate dă bunul Dumnezeu să fim sănătoși cu toții. Deci cam așa este. Și mai are domnul președinte, îți vă spun un proiect de hotărâri, o notă privind niște chestii la punctul, privind situația care este cu regulamentul. De... Am primit o cerere din partea doamnei Mariana Xenia, care este cetățean de onoare al Comunei Scorțeni, astfel încât să modificăm regulamentul de cetățean de onoare, astfel încât acești cetățeni de onoare să beneficieze efectiv de scutire de impozit pe clădire, mașină și intravilan, teren intravilan. Noi am numit cetățeni de onoare, dar este o hotărâre de Consiliul Local 99 din 12-12-2019, trebuie să o modificăm astfel încât ei să beneficieze efectiv de această reducere. Dacă sunteți de acord, să se facă un proiect ședința următoare, prin care aceștia să beneficieze. Să facă proiectul și să dezbatem atunci. Eu credeam că atunci când ne s-au acordat titlul, s-au hotărât. Nu sunt trecut. Așa credeam toți. Acum... Motivă regulamentul. Am consemnat părerea dumneavoastră. Dacă... Da, de acord. Da, mulțumesc frumos. Dacă mai aveți probleme, interpelări, declarații politice... Asta era, dacă... Am înțeles, am înțeles. Mulțumesc frumos, să văd mâna și o zi bună, vă doresc. Să mă doamnă, sănătate! Mai este unul care nu l-am prins. Zanfirescu, Beța și Domnul Bancă. Pe mine m-ați prins. Lasă, eu la urmă, îl închide ședință. Nu, nu băgăm la președinte. Președintele e urmă. Zanfirescu, Mihăiță. Și Beța, care nu a răspuns. E la urmă. Mai încercăm. Nu răspunde, nu răspunde. Alo, bună ziua, domnul Zanfirescu, sunt Parco Adrian, președintele de ședință din data de 27.1.2022. V-am sunat în legătură cu ordinea de zi, ați consultat-o, sunteți de acord? Aveți de făcut adăugări, propuneri? Da, sunt de acord cu ordinea de zi. Mulțumesc frumos. Voi da citire fiecărui articol, le-ați citit dumneavoastră? Eu le-am citit toate. E o suplimentare ceva pe ordinea de zi? Este doar ce. Dar sunteți de acord cu toate cele 7 articole ca să consemnăm? Atât. Vreau să ne oprăm un pic la execuția bugetară. Am 2-3 întrebări. Eu nu sunt de acord cu toate. Nu are niciuna să le mai enumeream, pentru că... Execuția bugetară, deci vă spun, nu este, nu știu dacă este cineva capabil să vă răspund. Deci sunt în prezența doar a domnului secretar, a doamnei Aron. Dar dumneavoastră puteți să întrebați... Și nu te scris. Nu, rămâne scris. Execuția bugetară avea câteva întrebări, restul le-am știut toate, sunt, na, proiecticare. Deci, articolul 1, sunteți de acord? Până la articolul 6 sunteți de acord cu toate, da? Să consemnez. Da, vă rog să-mi spuneți la articolul 6 care ar fi problemele la execuția bugetară. Da, vreau să întreb un pic despre ilometratorul statal. Văd aici 100 de milioane pentru ce... Dacă știți la secretar sau nu știu, așa... Fac o adresă și domnul secretar a zis că face o adresă. Să face dumneavoastră, că ce este o relație, că nu știu, de ce să vă spun. Am înțeles. Deci, cum a zis... Nomenclatorul stradal s-au cheltuit 100 de milioane. Tot stradal. 110.000 de lei aici,
Vine regezământul. Acum să vedem în ce stadiu este Mihăiță. Scuze-mă că intervin, secretarul sunt. Și chiar te rog frumos să faci o notă către secretar. Vă dai eu răspunsul, da? Mă interesez să vedem ce cu aia cu nomicatorul Stradau. Știu că este venit de la statistică, că începe regezământul pe case, pe proprietăți, pe... deja au venit o groază de lucruri, dar chiar sunt și eu interesat, că a spus întrebarea, chiar a fost aici domnul consilier Zaușirescu. Vă mai spune domnul președinte că avem o cerere și atunci o să lămurim situațiile. Da, am primit, domnul Zaușirescu, am primit o cerere. Da, dacă se spune la contabilină, nu e acolo, să da, nu știu. Domnul. Nu, dar vă dai o răspuns, eu mi-am notat și vă transmit. Dacă mai aveți ceva de întrebat, domnul secretar, transmite mai departe. Da, domnul secretar, ce să-l întreb, da, dânsul nu-i pe partea contabilă, nu-i, dar alții, domnul primar, poate știa un pic. Nu, dar vă dai o răspuns și mi-am notat aici. Atunci pentru... Este din modernizare, iluminat, nu știu, intră și lăbdele voi care au fost, eu, cumvați-o... Nu, rugămintea mea este să veniți la contabilitate, vă vor da toate detaliile. Eu nu sunt în măsură să vă răspund la aceste întrebări, dar pot să le notez. Dar pentru mai multe lămuriri, dacă veniți la contabilitate, bănuiesc cu cei de la compartiment, vă vor... Suntem deschiși, suntem deschiși. Da, corect. Da. Am înțeles. Ce, în ce direcție s-au cheltuit, cum s-au cheltuit, cum, da, pentru ce, de asta întrebam și de comentator. Am înțeles. Cred că iau un aviz ceva, iau, nu știu ce, o solicitare pentru instituții de stat, nu știu. Da, din păcate nu pot să vă răspund. Îmi spune ce zic. Nu lămurim problema asta cu domnul primarul. Da, da, da. Ar mai fi o cerere primită de la doamna Mariana Axenia, pe care am numit-o noi ca și Consiliul Cetățean de Onoare, ar dori modificarea regulamentului de cetățean de onoare, astfel încât să beneficieze de scutirea în procent de 100% a impozitului pe clădire, mașină și intravilan. Sunteți de acord cu această modificare? Momentan mă abțin, nu pot să spun nimic, nu, asta trebuie să consult, să vedem exact, să vedem legea, să vedem ce spune, să dacă îi permite. Ca noi, consilieri locali, putem face scutiri, nu știu dacă, domnul secretar, poate știi mai bine, poate beneficia de așa ceva? Domnul consilier, așa cum am discutat orice problemă cu dumneavoastră, cu colegii din primărie, deci este o cerere. Noi am pus-o în dezbatere dacă ați fi de acord să promovezi la următoarea ședință un proiect de hotărâre că îți faci moscutirii pentru ce vă explica domnul președinte mai devreme. Pentru cetățenii de onoare. Pentru cetățeni. Cu rămas numai doamna singură, că domnul Timofiu. Doamna singură, da. Eu sunt de acord. Nu, eu trebuie să o promovez dacă... Da, spuneți. Nu sunt de acord. Momentul că nu sunt de acord. M-am ținut momentan de la aproba scutirea, pentru că parcă așa văd că din ce... Nu era vorba de aprobarea scutirii? De promovarea unui proiect. Era vorba de promovarea unui proiect prin care să... Asta fac și domnul primar, dacă vreți să promovezi un proiect și domnul primar poate să facă treaba. Da, consilierii hotărăți, nu noi. Da, deci... Și domnul primar inițiază proiectul de hotărâri, deci cu iniții să hotărăți că dacă domnul primar inițiază proiect, da, ce treabă? Ok, deci cum rămâne la acest punct? Deci acest punct mă abțin. Dacă domnul primar vine cu proiectul, atunci studiem exact, vedem legislația dacă îi permite, dacă nu, să nu călcăm legea și dacă prin legea îi permite să putem scuti cetățenii de onoare care sunt, nu e nicio problemă. Să nu călcăm legislația. Așa. Am înțeles. Alte probleme, interpelări ale primarului? Deci, da, vreau să întreb, nu știu, s-au luat niște hotărâri și s-au supus discuții să fie televizor, să fie ședințele fizic, nu știu care hotărârea, ce s-a întâmplat, da. Nu știm asta în funcție de ce decid cei de sus, în funcție de incidența cazurilor de COVID, de starea de urgență, necesitate, ce stări ori mai fi asupra României, nu știm. Domnul președinte, dacă vreți să-mi dați voie. Am discutat și cu domnul primar și cu domnul președinte înainte de ședință, am vrut să o facem deschisă, cum zic eu, adică față-față, cum ziceți dumneavoastră.
Având în vedere faptul că am așteptat de pe 10, 15, azi suntem în 27, nu a apărut bugetul și era o chestie, și domnul primar o zis și chiar am discutat ieri cu domnul președinte, cu domnul primar, când va apărea bugetul, că am înțeles că luni va avea ședința la Consiliul Județean pentru repartizarea sumelor, atunci automat, o zice domnul primar și că domnul președinte din față poate să confirme, vom face în situații chiar cât o fi, la 3 metri, 5 metri unii de alții, ca să lămurim treaba cu bugetul. Eu sunt ăla care sunt executantul, nu sunt factor decizional. Domnul președinte era de față, s-a discutat, domne, când vor veni sumele, se vor transmite pe comisii, se vor transmite la fiecare consilier situația cum vor veni repartizate. Sunt discuții libere, atunci domnul președinte fiind cel care dirigează ședința, dumneavoastră având fiecare în față care este proiectul de hotărâre, veți decide fiecare cum considerați unde vor fi repartizate sumele care vor veni și cum vor veni și noi nu știm. De ce să faci? Noi am vrut să o facem acum. Nu au fost, nu au venit, așteptăm. Pentru luna lui februarie, da Dumnezeu să vină și atunci vă spunem din timp și va fi supus spre dezbatere publică. Chiar spunea domnul președinte, păi da, trebuie depus. Da, da, să vină. Facem proiectul, îl punem la dezbatere, vă adunați pe comisii, vă adunați cu domnul primar și atunci pe mine mă depășește situația, pentru că eu sunt cel care concernez, sunt tocmesc în baza actelor primite de la, cum se cheamă asta, de la Ministerul Finanțelor, de la asta. Deci, ca atare, domnul consilier, când se va pune pe tapet toate treburile astea de bani primiți, atunci, sigur, să vă spun sincer, și cu domnul președinte din față și televiziunea iese și ne filmează, deci ne-om aduna să vă veți aduna cu contabil, cu primar, cu donator de cremie și tot ce este, și atunci veți discuta problemele tet-a-tet, ce sume sunt și cum le repartizați, că nu eu hotărăsc, eu consemnez, așa spune legii tu. Vă știți ce se întâmplă? Am discutat cu colegi după ședințele, nu spune mai de unde jumătate de an, de acum cred că s-a mai fost propunere, am mai fost discuții la colegi. Noi nu ne auzim între noi, de exemplu, fiecare coleg are o discuție în plen, vrea să facă o propunere, face un amendament, sau are... Noi nu știm ce a de discutat domnul Franț, domnul Rotariu. Noi nu avem niciun că să ne dăm un acord, să avem o discuție, să vedem dacă toate lucrurile îs... Da, fiecare propunere care e, s-o dispunem, s-o discutăm, s-o... Noi nu mai avem posibilitatea asta, adică... Să dea domnul consilier, îmi permit să fac ultima intervenție și nu mai, că n-am calitatea. Dar vreau să vă spun că ceea ce am discutat cu domnul președinte, cu domnul primar, să dea Dumnezeu să linșească trebuie, să vină bugetul și atunci, cum o zice și domnul primar, cu domnul președinte, ne adunăm să discutăm. Că nu-i bugetul a secretarului. Secretarul îl consemnează, nu are nicio treabă. Dar atunci, când va veni, vă anunțăm, o venit, punem pe site-ul primării și la fiecare consilier, ceea ce este transmis de la Ministerul Finanțelor și de la Consiliul Județean, și atunci aveți numărul direct cu primarul, aveți... Eu nu pot să intervin nicio formă. Doar domnul președinte, știți și dumneavoastră, știți că a fost și președinte de ședință și cunoateți legislația. Știu, da. Așa că să nu mai facem vorbă mai mult. Adică, mi se pare, Haideți să venim. Să întâlnesc fizic, bă, că nu există o problemă așa mare, parcă cineva îi teamă să ferești, nu știu. Eu v-am spus ceea ce, din punctul meu de vedere juridic. Mai departe, dumneavoastră hotărâți cu președinte de sunt colegii dumneavoastră consilieri. Eu nu pot să hotărăsc nimic pentru nimeni. Eu nu consemnez chiar așa. Deci, dumneavoastră hotărâți împreună cu consilierii, eu nu sunt ăla care să vă spun ce-i de făcut. M-ați înțeles, nu? V-am înțeles. Bine, domnul consilier, să fiți sănătos. Domnul Zanfrescu, mai aveți ceva de adăugat? Da. Da. Bine, vă mulțumim frumos, o zi bună să aveți. Ne auzim cu drag, numai bine. Ne încercăm la beță. Că nu răspunde, nu răspunde nici ei. Hai, încercăm. Nu, dar facem procedura. Da. Numărul de telefon închis.
Așteptăm. Așa. Așa. Deci, punem pe 13, pe domnul... Spuneți-vă părerea. Da, în fața camerei. Da. Așa, sunteți de acord cu deci sunt de acord cu ordinea de zi, votez da la toate articolele, proiectele de hotărâre și, și la modificarea regulamentului de cetățean de onoare. Articolele 1, 8, nu știu, 7. 7 plus 8, regulament. Da, cu amendamentul de a veni domnul primar cu un proiect sau orice alt consilier să vină cu un proiect. Avem ceva plus, avem plus, ca și pot să fac. Bă, mai muncesc iarăși ca să data trecută când au fost când fac respingeri la respingeri. Hai de capul meu ce am avut de muncă atunci. Mai certăm o dată la domnul Beța și apoi verificăm dacă a trimis mesaj sau ceva. Da, da, da. Telefonul are. Bine, atunci spune că nu răspunde telefonul. Vedeți dacă a transmis. Nu, dar vedem. Da. Verificăm, poate a trimis pe mail opinia de... De cum capi, pe capi. Declarați și ședința închis. Putem să mai așteptăm 2-3 minute. Dacă dumneavoastră primiți e-mail-ul dumneavoastră, noi trecem aici, exact cum a făcut și doamna viceprimar, îi plec la piterea, sunt de acord cu toate proiectele și ok. Da, ne trebuie o... Verificăm pe mail-ul instituției. Da? Da, atunci rămâne să stăm în așteptare privind eu ca secretar care consemnez. Domnul Bețea, așa, așteptăm, nu, verificăm. Verificăm, cum ai zis, pe adresa? Adresa de mail și dacă are transmis. Orice. Deci, domnul Palcău, pune sub semnul întrebării poziția lui domnul Bețea Toni. Așa, și declarați închisă serviciul. Pot să mai aștept 2 minute fără nicio problemă. Dacă dar problema este că... Să mergi sus să vezi dacă îi trimis ceva pe... Să mergem la un calculator. Da? Puteți? Da, păi să meargă acum. Verifică dacă este transmis. Domnul Vețatoni a încercat să fie apelat de 3 ori, n-a reușit. Dânsul și-a exprimat opțiunea pe mail-ul instituției cu privire la toate punctele din ordinea de zi. Deci vom găsi votul dumnealui pe site-ul primăriei, pe mail-ul primăriei. Deci fiind de acord cu toate proiectele. Și este de acord. Ca urmare a acestui fapt, fiind apelați toți consilierii, declar închisă ședința din data de 27.1.2022. Mulțumim, domnul președinte, sunt sănătoși. Mulțumesc, doamna Aron. Doamne ajută, sunt sănătoși.